rapoartea, vize, proiecte, avizia, am spus, da? Unii știu ce înseamnă, alții nu știu. Cum se lucrează? Sunteți o grupă, da? În momentul în care sunteți o grupă, spune în felul următor. Domnul profesor, executant. Îl controlați pe domnul profesor, îl controlați pe domnul profesor. Domnul inginer, executant. Îl controlați pe domnul profesor, îl controlați pe domnul profesor. Domnul inginer. Deci formez grupe în care se regăsesc, da? Se regăsesc în același timp. Deci studentul S1 este element de execuție, este executant, dar în același timp îl controlează pe S4 și pe S6. Studentul S2 este executant, dar controlează pe S4 și pe S5. Așa mai departe. Și atunci dau drumul la lucrare. Facem un proiect. Da, facem un proiect. Fiecare are proiectul lui. Deci nu facem așa la grămadă, cu dictare, nu așa, nu în mod, și dau termen. Ai trei zile, să fie în etapa asta. Da? Bun. Aici intră în funcție tehnica de calcul. Depui documentul pe internet. Internetul are o chestie urâtă pentru cei care știu. Și anume marchează cu timp. Deci spune timp, momentul de timp. Bun. Ai marcat în durata care trebuia să depui? Da. Automat ai trimis la cei doi, spun eu, consilieri. Ei se apucă și analizează lucrarea. Da? Analizează lucrarea. Vă place? Dar cum? Deci el are lucrarea lui și analizează două lucrări vecine. Da? Este evident că el știe cum trebuie făcut, pentru că procedurile le-a învățat la activitatea asistată. Că colega acolo nu justifici. Acolo, de unde știi că e așa? Acolo așa. Pare o chestie foarte urmă. Colega, nu te-ai stagiat. Vezi că asta scrie acolo și n-ai... Aha. Deci așa funcționează acest mecanism de activități profesionale. O să le remor puțin mai acolo.